Foarte frumoasă piesa a Georgiei. Georgia, spune și mie, cui i-ai scris tu scrisoare sau ți-a scris el ție? Care-i povestea? Păi, i-am scris și eu lui o scrisoare. Și încă aștept răspuns, ca să fiu foarte sinceră, pentru că eram mică și timidă și n-am scris-o la timpul potrivit. Cum o fată ca tine este lăsată să aștepte și omul nu trimite scrisoarea înapoi? Păi, eu zic că piesa asta e despre toate acele momente în care ți-ai fi dorit să-i spui persoanei iubite toate lucrurile alea pe care le porți în suflet și n-ai avut ocazia. Și acum, uite, poate își amintesc ce-i în cauză și trimit scrisoarea aceea. Înțeleg de la tine, Georgia, că după cum se știe, în fiecare dimineață te trezești, te duci, prezinți emisiunea foarte frumos. Răpită fiind de televiziune, la un moment dat ți-a revenit pofta de muzică pentru că lumea te-a văzut la concursuri televizate muzicale și acum ești din nou pe drumul ăsta, nu? Din nou, cred că niciodată n-am abandonat, de fapt, drumul acesta legat de muzică. A rămas alături de mine, a rămas o parte din sufletul meu, dar n-am avut până acum curajul să compun, să-mi scriu propriile melodii și iată că de acum înainte cred că voi scrie o nouă parte din istoria artistului Georgia Dascălu. Felicitări, Georgia, mult succes! După o scurtă pauză de publicitate trecem pe la bucătărie să vedem Carmen ce a făcut cu unele, cu altele. Mai aflăm ce se mai vorbește despre Simona Halep. Stați cu noi, surprize mari! Vine Georgiana Lobonț, alte faze tari! Am avut curajul și am ascultat mirajul care îmi spunea că tu nu mai iubi.